O ții într-una să vedem cum e pe afară, să mergem și noi la Londra, să stăm și noi 2 luni. Tu știi cât costă acolo? Cât? Enorm. La banii noștri. Colega, tu ai uitat că suntem bogați? Ți-a spus Oana Radu. Deci noi suntem bogați, noi avem bani. În 3 ani vin. Eu aici am văzut. Și Ștefan Stan la fel a zis, ai uitat că are 3 milioane de euro. Voiam să te întreb o chestie. Deci Oana Radu ne a spus că noi suntem bogați, da. Noi doi neștiind acest lucru, și a spus că de fapt e și ea bogată, dar dacă, dacă proiectăm... Nu că de proiectat am proiectat. Eu proiectez de câțiva ani. Tot proști rămâne. Da. Nu e adevărat. Aici a rupt proiecția. Ia. Nu rupe. Orice ar fi, bogăți, sănătoși, da. Tot timpul. Da. În 3-4 ani vine și la noi, până atunci te comporți ca și cum ai avea. Ai prins-o? Da. Și trebuie să mergem la Londra să dormim ca șmecheri la Vile Mari. Dormim sub bordură, știi cineva? Stăm la Londra, facem selfie. Fii atent. Pe aroganță. Doamnelor și domnilor! Pentru că ne permite! Puia și Eugenia! Ce faceți, dragilor? Un pic de engleză, așa. Da, să ne murdărim. Chinese English. Yes, of course, astea, yes. Apropo de asta cu Londra, tot ce mi-aduc aminte de la Londra era să mă calce autobuzul de foarte multe ori. Merg invers. Te uitai în partea altă. Da, și trecea razant, așa, adică nu... Mă bucur că am scăpat. Ai fost la Londra? Nu am ajuns, dar e următorul City Break la care vreau să merg. Prima colaborare? Da. Mie mi-e foarte greu acum să vă mai pun întrebări, având în vedere că, practic, cred că suntem ultima emisiune la care ați venit. Dacă ar mai fi ceva pe la Animal Planet, va mai vorbi pe la History Channel, poate... Păi n-ai, aici intervine, ca să zic așa, talentul de jurnalist. Eu întreb unii ce... N-am mâncat ți-aș gura talent. Dacă aveam talent, mă duceam la Londra. Eu am niște parale puse deoparte, dacă e ceva, știi? Înțeles. Și... Deci am priceput, o să venim prima oară la tine. De business, da, care trebuie de covrigărie sau de spălătorie auto. Băi, nu, că nici alea nu mai merg. N-ai văzut că sunt acum, cum zice, robotizate. Băi, mi-ai dat o veste care... Adică ți-o speli singur, coleg. Înțelegi? Singură mi-am spălat-o de când mă știu. Eu, sincer să fiu, sper să nu inventeze și astea, cum zice, cântăreții virtuali. Sau concertele cu holograme. Oricum, a cam început pe Zoom. Da, adică s-a cântat pe Zoom. La mine erau concertele cu holograf. Da. Să te întreb, te-ai dat pe românisme de-astea încurajatoare, cumva motivaționale, aspiraționale? Da. Ce-ți veni? Păi ce-mi veni? Înainte de a răspunde... Întrebare, am talent de jurnalist? Da, asta nu e cu semnul întrebării. Firaș să fiu. Da, nu e cu semnul întrebării. Băi, eu când vă spun... Eu sunt... ca să zic așa, ascultător de pe vremea lui 2 în plus. Adică da, nu... și eu sunt invitator de pe vremea da, lui 2 da, adică nu. Adică e clar 93. Că nu. Așa, zi. Eu cumva am pus chestia asta în versurile mele de foarte mult timp, direct sau indirect. Acum că au fost în față sau nu, dar eu zic că am, și la undeva în Balcan am avut aceeași chestie, aceeași discuție. Ți-ai schimbat stilul, dar eu făceam tot timpul versurile care le făceam de obicei. Și cumva, practic, cred că a trecut chestia asta de la mândria de cartier la mândria de țară. Da, am văzut că te există. În curând o să scrii despre Europa. Până probabil, la urmă suntem europeni, vin americanii peste noi. Doamne, ajută-mă, da, Domnului, că ne și predăm. Când eram mic, spuneam poezii de-astea patriotice, știi? Și de multe ori m-am gândit dacă ar fi fost să fiu rapper în comunism, ce cântam. Și cred că asta ar fi fost. Despre dezarmare, ascultă-mă pe mine, că am fost și acolo. Tu, scumpa mea, cum ești? Cum te simți în zona asta? Mie îmi place foarte tare, pentru că în proiectul meu asta fac. Adică folclorul l-am valorizat. Și de data asta e vorba despre o piesă greu de cântat, pentru că originalul atinge perfecțiunea. Nici măcar nu vreau să... Nici măcar nu vreau să mă îndrept către original. Adică ăla e pus acolo pentru mine. Este referința mea de bază. Ai ascultat varianta Vitas? Nu. Te rog, îți recomand. O să o ascult. Caută pe YouTube Vitas Lielie. La revedere, s-a stins lumina, mulțumim frumos, trecem acasă, ne vedem de viață, ne facem spălătorii auto și aia automatizată și am închis povestea. Da, cu nebunul ăsta te înțelegi frumos? Cu nebunul, da. Da, tu rămâi cu el, știi? E fain să lucrăm împreună, mie mi-a plăcut foarte tare și sper să se mai lege piese
că este foarte, foarte tare în studio. Bine că ai spus piese, știi, că poate să înțeleg altceva. La noi în cartier, da, când s-aude că se mai lege, știi că tot timpul ai un semn de întrebare. Cine? Da. O relație, o relație de iubire. Păi să leagă... Nu se mai lege nimeni. Nu, dar să stăm liniștiți. Da. Să, apropo de legare, se făcu prietenia acum între Sergiu Negoțiu Pilov și colegul Bursuc. Sunt nedespărțit, nu mai ai senzația că siamezi, mai au un pic și se duc să cumpere roșii împreună. Nu e adevărat, colega. Mănâncă de pe același ziar, aceeași marcă de salam. Să-ți fac o mărturisire, dacă... Da, te rog. Știi cum m-a luat pe mine la testul ăsta de vedetă? Băi, l-am sunat pe domnul Siria, n-a putut, pe domnul Năstase, n-a pui rap cu treabă, l-am sunat pe Gică Hagici că avea mești, rămas ultima rezervă, fino că n-am cu cine să fac. Dar și mie mi-a vândut aceeași vrăjeală cu Michelle Obama. Deci mi-a zis, bă, am încercat cu Michelle Obama, mi-a zis aia că scoate carte. Deci de minte ca pe proști? Da, da, test de vedetă cu Bursucul. Taran, taranana. Și la vremuri noi, tot noi, ne întoarcem în platou. Asta a fost o filmare, evident. Ceea ce veți auzi este o cântare live, pentru că Puia și Eugenia fac asta în mod frecvent, însoțit fiind de DJ Amili, care îi mulțumim și lui. Lie Lie se numește curajosul proiect și îl încurajăm din suflet și noi.